lucrurile vin așa ca o avalanșă, să știi. Evenimentele se vor succede într-o manieră așa cum nu a mai fost până acum. De ce? Pentru că îți vorbeam de eclipsele care vor fi în luna iulie, dar să știi că și până atunci, din ce în ce mai, pentru că acum avem așa un Mercur și un Marte care se apropie de karmă. Marte este considerat malefic și destructiv, va fi în rac într-o zonă în care nu se simte absolut deloc bine. Marte este patronul zeul războiului. Da, berbecului. Aha. Iar în rac nu se simte bine. Rac este zodie de apă, uite, inundații. Așa da? Așa alunecări de teren vor urma după așa ceva. Mai avem și un Uranus care este în Taur și care a provocat și poate să provoace accidente aviatice. Doamnelor și domnilor, uite ce a fost la Cluj recent, atenție, cu cei doi piloți care sigur că nu erau pregătiți și au cumpărat avion, dar știi cum e, banul. Corect, au făcut rapid cursurile și au crezut că pot să atingă zarea și universul, așa, știi? Așa e. Mariana, doamnelor și domnilor, ați înțeles? Prin urmare, este posibil să fie accidente aviatice, momente absolut incredibile în următoarele două luni. Fim foarte atenți. Există premize, noi nu spunem că se întâmplă, ar putea să fie chiar și un accident aviatic. Hai să luăm pe rând, Mariana, să vedem despre ce e vorba. Stai așa, trebuie să înțeleagă toți telespectatorii, stimații telespectatori, că începe o perioadă foarte importantă de plăți karmice pentru cei care nu au înțeles misiunea de pe astrograma lor personală, pentru că fiecare om are astrograma lui personală înainte de ceea ce discut eu aici legat de previziuni. O astrogramă e o chestiune foarte complexă. Uite, aici este astrograma României. Când vorbeam de accidente, de lucruri de genul acesta, spuneam de axa care este acum axa timpului în rac și în Capricorn. Și ce înseamnă asta? Pe astrograma României noi avem luna neagră în Capricorn. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că este un an extrem de dificil din multe puncte de vedere. Nu înseamnă că trebuie să avem nu știu ce accidente catastrofale, aviatice sau de altă natură. Spuneam că pentru cei care nu sunt foarte bine pregătiți, se poate întâmpla așa ceva. Spuneam de cei doi care au plecat de la Cluj. La fel, accidentul naval care a fost la Budapesta. Și atenție că nu este numai legat de România când vorbim de așa ceva. Sunt foarte multe lucruri care țin și de karma țării, dar și de ceea ce înseamnă vecinii noștri. Ai văzut că ce scandal a fost în ultima vreme cu ungurii care au făcut în cimitir, ai văzut ce au făcut acolo. Da, acum, știi, există o lege karmică foarte importantă. Imediat după la Budapesta a avut loc accidentul și au murit turiști acolo. Adică e bine întotdeauna să se gândească cei care fac rău, da? Că răul acela plătește undeva. E adevărat că rău aduce rău și bine aduce bine. Eu sunt de acord cu tine. Bun, deci la ce ar trebui să ne mai așteptăm? Deci există posibilitatea partea asta? Așa, care sunt afectați? Sunt afectați, în primul rând, spuneam, de rac și de capricorn. Aceste zodii clar sunt afectate. Sunt primele vizate. Așa. Da? Pe urmă, pentru că Marte va rezona cu karma, va fi și berbecul și balanța. Da. Iar imediat după, pentru că Mercur, chiar dacă nu va fi retrograd în perioada viitoare, se va apropia de karmă. Deci afectează și gemenii și fecioarele. Așa. În Pești este luna neagră, atenție mare de tot, adică... pentru că predispune la adulte, pentru cei care sunt aventurieri. Așa. Nu e cazul tău. Așa. Eu îți spun, da? Trădări pentru alții. Poate să vină cu probleme de sănătate.
pentru cei care au anumite aspecte și în forma latentă, pentru că vine cu o acumulare de energie negativă. Practic, peștii sunt un soi de burete absorbant la energia aceasta negativă. Și știi că eu întotdeauna am militat pentru așa ceva, că oamenii trebuie să înțeleagă lucrurile astea în profunzime, trebuie să se protejeze. De aceea, uite, știi brățările? Da. Brățări pe care eu le fac pentru protecție, pentru sănătate, pentru partea de carieră, pentru partea financiară, pentru chestiunile sentimentale, blocajele care poate să apară pe destinul unui om. Lucruri care sunt, din multe puncte de vedere, importante. Bun, hai să luăm așa. Deci pe pește l-ai făcut bucăți. Mai nu l-am făcut bucăți, că el e în două părți. Unul care urcă, spiritul superior, care întotdeauna are o altă structură, deci religios, de exemplu, și există peștele care coboară, ăla trebuie să fie foarte atent la ce se întâmplă, că sunt ape tulburi. Așa, la berbec, cum ai zis că berbecul trebuie să fie foarte atent, chiar dacă se spune că doar în plan secundar poate fi vizat, din cauza faptului că Marte se apropie de karmă, berbecul trebuie să înțeleagă acum că poate avea probleme, fie legate de familie, fie legate de carieră, fie legate de structura lui, de personalitate, de caracter, fie pe relația matrimonială sau sentimentală. Pentru că Marte este și patronul Scorpionului și Scorpionul trebuie să fie atent. Așa, ce e cu Scorpionul? De ce? Pentru că Scorpionul, dacă este să privim partea asta marțiană, el e guvernat și de Pluton, care este retrograd în Capricorn, Marte care va fi lângă karma, o poziție care poate afecta mulți scorpioni. Pe urmă mai vorbim de... Stai o secundă, hai să o luăm pe rând. Deci cu berbecul ne-am lămurit. Ai spus că mai e ceva de spus la scorpion, că aș vrea să trecem prin toate zonele într-un fel sau sigur, dar stai că nu le uit eu. Nu cred că le uit. Așa, la scorpion mai e ceva de zis? După ta experiență, nu. Trebuie să fii atent scorpionul. De ce? Pentru că foarte mulți pot fi loviți, fie de soartă, fie de relațiile pe care le au ei la locul de muncă, fie de relațiile parteneriale, sentimentale. Uite, un alt exemplu, că la început de an, ții minte că am spus Scorpion, Săgetător, tu malefic kisses, un aspect nou pe care l-am analizat și care vizează mulți săgetători scorpioni, domnul Dragnea. Domnul Dragnea. Și trei premiere au avut săgetător. Da? Bun, așa. Bun. Hai să mergem la Taur. Taurii sunt într-o perioadă în care trebuie să înțeleagă cum să atragă mai bine câștigurile financiare. Și lucrul acesta, iată că sunt perioade de criză, sunt foarte importante atât pentru ei, pentru că se spune că pe astrograma personală sunt chestiuni care îți pot arăta direcția, unde trebuie să lucrezi, cum trebuie să lucrezi, cum poți să transformi norocul acesta al tău existențial în bani. Gemenii trebuie să fie și ei atenți, pentru că spuneam că și Mercur va ajunge lângă karmă. La ei ce se poate întâmpla? Da, la ei tot ce ține de comunicare, deplasări, faptul că lucrează în străinătate sau intenționează să plece în străinătate, pe zona de business, relațiile cu străinătatea. Sunt lucruri care acum trebuie să fie foarte bine înțelese, în ce direcție și cum o iau, pentru că de acolo se poate schimba brusc destinul. Și la unii, care sunt avizați, când vezi pe astrogramă o treabă, știi că e o direcție corectă, la alții, că e zodie dublă,
De acolo pot să apară problemele. Mai departe, avem RAC. RACI, spuneam că sunt da. De acolo da, e cel mai rău sau ce? Și Capricornii sunt vizați în mod direct. Și RACI ce trebuie să facă și ce va fi rău pentru ei? Măcar puțin. Uite, RACI, ții minte că am vorbit. Și uite, deja avem confirmări. Gabi Firea, RAC. Andreea Bălan Cântăreața, RAC. Da, au trecut prin momente foarte grele. Foarte grele, da? Foarte grele. Mihai Constantinescu, Capricorn. Dragul de el, cu Mihai trebuie să ne rugăm pentru el. Da. Da? Deci vezi cum se confirmă de la începutul anului, cum am făcut previziunile. Leul este într-o perioadă în care schimbările care țin de locul de muncă, chestiunile care țin de sănătate, lucrurile care țin de copii și de viața de familie, da? Acolo pot veni evenimentele în cascadă până spre iulie, chiar august, da? Da. Și atunci ei trebuie să înțeleagă cum să stabilizeze aceste lucruri. De ce? Pentru că la unii, inclusiv la fecioară, vor apărea bariere care trebuie deschise. Deci așa se apropie și Marte blocaj și Mercur blocaj, iar dincolo staționează Saturn retrograd cu Pluton retrograd. Nu e bine. Mai departe. Da. Deci cu RACI... Balanța... nu în sensul că nu-mi place mie, știi, să fac neapărat analize dintre astea, dar oamenii trebuie să avertizați. Da, bun, da. E în regulă. Deci mergem acum către... Balanța. Nu este... Nu-i fecioara? Am zis, și fecioara are bariere, pentru că Mercur se apropie tot de karmă. Deci cum deci va fi cu fecioarele? Vizează foarte multe zodii. Altădată, karma era liberă. Da. Da? Și atunci viza doar două zodii. Așa cum și acum, faptul că discutăm de steliumuri, de aspecte pe ambele karme, da? De fapt, eu am o astrogramă aici. Nu? A, asta e astrograma țării pe care o am, că am început cu așa. Este... Sunt vizate mai multe zodii. Da? Bun. Mai multe deci fecioara zodii. Mai ales că... dacă vorbim și de ascendent și de... Da? La fecioară, la fecioară că... spuneam că faptul că Mercur se apropie de karmă și fecioarele trebuie să fie foarte atente, pentru că aceste aspecte pot viza perioada de examene, atenție, orientarea profesională. Mm-hmm. Pentru că e perioada de examene și e foarte important cum îți orientezi copilul, da? Mm-hmm. Tânărul către o anumită zonă pe care trebuie să o aibă și înscrisă pe astrogramă. Că degeaba, știi, acum ne gândim, acolo să intră cu cârdul, deci mă duc la facultatea X sau acolo, știi, când mm-hmm. copilul nu are absolut nicio chemare pentru așa ceva. Da? Și mai ales nu are înscris pe astrogramă. Începe, face anul 1-2, după care gata, pleacă. Bun. Deci asta ar fi la fecioară. Hai la balanță. Balanța este ca și structură pe astrograma generală secundar vizată, încă nu s-a apropiat Venus, dar se va apropia și Venus, că n-are nici în stare. Scăpa, nu. Adică? Pe moment, da. Da. Dar pe ansamblu privind, da, dacă cineva are axa de destin în RAC și în Capricorn, dacă are ascendentul în pești, de exemplu. Da? Că spuneam de pești și luna neagră. Dacă are bun ascendent în gemeni, fecioară sau... Că spuneam că în Capricorn. Iarăși, un alt atunci, aspect. Da. Bineînțeles. Și oricum, să știi, poți să fii balanță, dar dacă ai 3-4 planete într-un alt semn zodiacal, da? Atunci tu, de fapt, nici nu ai structură de balanță. Pentru că predominanta vine de la planetele pe care le ai într-un număr mai mare într-un semn zodiacal. Deci e foarte complicat. Da, am înțeles, dar hai să trecem pe Academie. Deci,
La balanțe, da, cum e? La balanță, deocamdată, bine, dar e mai din bine, urmă. Dar vine din așa, urmă, la cum Scorpion, să spune. Mai e ceva de spus? La Scorpion nu trebuie să fie atenți. De ce? Că mulți sunt vizați în perioada asta. Și spuneam de aspectele acestea care sunt tu maleficisis, atenție, combinațiile care există între Scorpion și Săgetător. De ce? Pentru că aici sunt spirite pozitive, superioare, care susțin și le merge, zic eu, bine, dar numărul e foarte mic, și spirite inferioare, da, care sunt afectate puternic în perioada asta. Săgetătorii sunt și ei vizați de aspectele din această perioadă, pentru că Jupiter este retrograd. Și atunci... Dar nu toți, atenție! Pentru că și aici vreau să punctez, de exemplu, Papa Francisc este săgetător, este născut pe 17 decembrie și se vede că este un om pozitiv și are o altă structură, așa, da? Este. Să vede cât de luminoasă este fața, așa cât este. De benefic este atunci când apare în preajma celorlalți. Așa. Bun, deci... Da? Iar ceilalți pot să fie afectați pentru că Jupiter retrograd face o poziție cu ceea ce este Jupiter. Ia uite pe astrograma țării. Deci, grijă deci mare. Da, le limitează norocul, cum să spun. Bun, hai să așa, capricornii sunt vizați. Da, săraci și capricornii, am înțeles. Da, da, deci da. Le va fi rău. Da? Îi doresc și eu o însănătoșire grabnică lui Mihai Constantinescu. Și pe partea asta cu sănătatea vor fi ei. Și eu țin foarte mult la el. Când mă întâlnesc cu el, îmi cânta tot timpul o porumbiță cât o bobiță. Și cum să nu-mi placă. Da. Dumnezeu să fie cu el, pe mai asta departe. Cu sănătatea mai mult. Vărsătorii, uite, eu sunt vărsător. Și vărsătorii pot să fie afectați pentru că există Uranus în Taur și face cuadratură cu soarele nativilor din vărsător. Susține întotdeauna vărsătorii care au o structură pozitivă și o credință deosebită și în astrologie, evident, dar și în ceea ce înseamnă religie, da? Pot fi afectați unde? În zona familiei, pe casă, uite, pot să apară defecțiuni casnice, pot să apară accidente mici, accidente, incidente în casă. Da? Dar pe sănătate vor fi... Sunt ok că au scăpat de luna neagră, că s-a dus la pești. La pești mai e ceva de zis sau îmi pun cearșaful în cap și mă duc încet către casă? Nu, ești ok, că ești protejat de mine, deci tu să stai liniștit. Ai scăpat. Da. Bun, am trecut către toate zodiile tocmai pentru că simțeam că fiecare dintre dumneavoastră are cu siguranță întrebări în legătură cu propria viață. A, și peștii trebuie să fie atent, mai ales dacă cunosc în perioada asta pe cineva. Atenție cu cine vă combinați. De ce? În amor? Pentru că e luna asta neagră și este considerată Lilith sau planeta ispită. Adică ar fi mai bine să nu se lipească de cineva. Nu, poate apărea relații, da. Dar pot să fie ca un foc de paie. Important e cum au pe astrogramă, că dacă este pe karmă, poate să fie o relație importantă. Dacă nu este pe karmă, poate să fie o relație de scurtă durată și cu durere maximă. Atenție că peștii sunt foarte sensibili și foarte vulnerabili. Da. Hai să revenim. Pentru România în general, deci am trecut pentru toată lumea, cred că toată lumea a înțeles ce are de făcut. Pentru România, deci există posibil, eu știu, taifun sau tornade? De tsunami, de... tsunami? Pardon, dar nu în România, în exterior. În exterior, da? Ok. Cu tremure. Dar la noi de tornade. Deci vor mai fi tornade. Da, la noi vor fi. De ce? Pentru că axa aceasta, spuneam, de rac cu capricorn
E o axă, pe de o parte discutăm de o zodie de apă, da, ploi, inundații, așa. Pe de cealaltă parte discutăm de aspecte care țin de prezența lui Uranus în Taur. Uranus este neastâmpărat, da? Și România fiind sub zodia Vărsătorului, în general fenomenele sunt imprevizibile. Dar acum parcă scapă de sub control. Adică deci va fi ceva mai rău decât până. Da. Vom vedea spre luna iulie cum ne apropiem că lucrurile pot să fie un picuț mai agresive decât acum. Bun, tornade ai spus, accidente avionice ar mai fi, eu știu, lucruri la care să ne așteptăm, eu știu, din punct de vedere social, convulsii, lucruri rele, din punct de vedere financiar, vreo criză, acesta, vreo, vreo lovitură. Din punctul acesta vor fi tensiuni sociale. Nu că nu ne-am fi obișnuit, dar... Ne-am obișnuit, e deja la ordinea zilei, dar ele nu vor scădea în intensitate. Știi ce se va întâmpla peste vară? Îți spun eu, vor... în plan social și în plan politic vor face tot felul de aranjamente pe sub masă, chiar dacă nu vor fi neapărat la vedere, să știi. Pe ușa din dos, cum se spune, vor sfărări, da, tot felul de lucruri. Deci noi, în esență, trebuie să ne pregătim pentru perioade în care, dacă nu vom fi noi echilibrați, ceea ce vom vedea la televizor sau în stradă nu ne va face bine. Păi și cum ne putem echilibra sau cel puțin să ne menajăm un pic, să ieșim din bula asta de negativitate și toate... Îți spuneam la început că de aia și fac talismanele de protecție. Deci trebuie să folosim talismanele. O secundă. Da. Eu am de mesaj de la tine și așteptam să spui. Ai scris la mesaj așa. Risc de incendii, da. Electrocutări, da. Accident de muncă. Da, accidente de muncă, o perioadă la fel înscrisă cu accidente de muncă, iunie, iulie, da? Deci toată lumea să fie atentă. Da. De electrocutări, atenție, care lucrează într-un mediu de genul acesta. Și incendii. Pentru că, ți-am zis, în momentul în care vorbim de o perioadă atât de aglomerată și de agitată, în funcție de, uite, august, de exemplu, da? Da. Iulie-august, da? Care e pe zodie de foc. Aha, deci ne, da? Așteptăm la incendiu. Ne putem aștepta la așa și ceva. Și ai mai scris și accident naval, e posibil. Și accident naval, da. De ce? Pentru, nu numai la noi. Deci, atenție, eu când mă uit și în exterior. Unul deja s-a confirmat. Nu, asta, oricum așa. Nu mă bucură, v-am și în exterior, da. N-am vrea să...